Am revenit, mergem mai departe să vedem pentru vărsători. Urmează o săptămână în care aceștia se concentrează foarte puternic asupra rezultatelor concrete pentru ei, această lună plină despre care vorbeam pe casa tezaurizărilor și toate aceste planete în semnul opus. Arată faptul că sunt destul de interesați de ceea ce pot descoperi și realiza pragmatic, dar se concentrează și pe zona pozitivă. Practic, vărsătorii sunt foarte puternici. Acum ei nu sunt tulburați în fața nereușitelor, sunt destul de atenți să țină calea corectă, calea dreaptă. Resping, practic, organic tot ceea ce este incorect, tot ceea ce presupune lipsă de scrupule din partea celorlalți. Resping oamenii care nu vin către ei cu inima deschisă. Vom vedea, vărsătorii sunt ca un fel de senzor extraordinar. Deci, simt tot ceea ce este nefiresc, tot ceea ce este nesincer, tot ceea ce nu este corect, tot ceea ce vine către ei într-o formulă care nu le priește. Un lucru extraordinar de bun. Sunt barometre foarte, foarte corecte în această perioadă. Spuneam că nu se tulbură în fața nereușitelor, găsesc și resursele necesare să pună în practică tot ceea ce este favorabil pentru ei. Sunt interesați pentru că Pluto se află în casa misterelor și a secretelor, de latura ascunsă a vieții în continuare. Acum Pluto primește și un aspect de quadratură care arată faptul că vărsătorii vor să afle lucruri pe care nu le pot vedea cu ochiul liber, dar în orice acțiune fac toate verificările necesare pentru că, într-adevăr, pentru ei nu există loc de compromis, nu vor să nu se întâmple lucrurile așa cum ei le programează. Ce îi sfătuim? Să evite resentimentele. Pluto știm că este responsabil și cu resentimentele. Pentru ei se află în casa sufletului. Deci vărsătorii se simt foarte ușor lezați. Pot apărea persoane care nu se comportă așa cum ar trebui și pot deveni ușor ranchiunoși. Deci este o perioadă în care acești altruiști vărsători pot să se simtă răscoliți de atitudinea sau de comportamentul sau de emoțiile sau de modul în care reacționează la anumitor persoane la care țin cu adevărat. Deci evitați resentimentele de orice fel. Ei sunt devotați sufletește față de cei din jur și au aceeași pretenții. Ce le spune în general Carmen? Acești vizionare zodiacului vin cu o lecție karmică în care constă în aceea de a dărui dragostea, iubirea, afecțiunea, ocrotirea, în primul rând celor apropiați, adică a celor care vin și ei cu dragoste către ei. În viața anterioară, vărsătorul a lăsat în urmă orice formă de egoism. El nu s-a putut opri la o viață îngustă, limitată. A fost cu un pas înaintea semenilor, atât în ceea ce privește cunoașterea, cât și în ceea ce privește iubirea și capacitatea de a dărui. Dar în această viață și acum în această perioadă, tocmai pentru a evita și aceste resentimente de care tu spuneai, este bine ca ei pur și simplu să nu se mai ducă spre lumea largă, să nu dăruiască iubire tuturor, dar în primul și în primul rând să nu uite de propria persoană și în special de cei din imediata lor apropiere. Totodată ar fi bine un pic să renunțe la a mai fi atât de rebeli și de excentrici, pentru că de multe ori pot prin această atitudine să producă răni în cei din jurul, în sufletele celor din jurul lor. Și aceasta este o altă lecție karmică a vărsătorilor. Și atunci, lucrul de care este bine să dea dovadă în această perioadă, în afară de aplecarea asupra propriei persoane și asupra tuturor celor mai apropiați din jurul lor, este respectul pentru viață și pentru toți cei apropiați lor. Asta este ceea ce au de făcut vărsătorii în primul și în primul rând. Mergem mai departe.